Nu pot să nu povestesc și una cu Neaviu, că e prea, prea frumoasă. Cantonament pro-rapid, liniște totală, Da. lumea la somn, somnul de după amiază. Să nu zici că e cu engleza. Nu, nu, nu. Nu? Neaviu îmi spune, Lucian, nu vreau să văd picior de ziarist, nu în bază, nici în cimitir, în Străulești. Nimic. Am rămas, în mod normal trebuia să plec, că era după amiază, dar zic, bă, rămân aici, de strajă patriei. Jucam table cu cică pe un. La un moment dat, sau de Neaviu. Mă, când a zbierat Lucian, s-au dărâmat și crucile în cimitir. Da, da, da. Mă, ce s-a întâmplat? Ies, nenorocitule, ți-am zis să... Bă, ma, deci 5 minute, dar era la 20 de centimetri... Era rușine centimetri să ridici capul din pământ, nu, da? Nu, 20 de centimetri de mine, truiaș, lăsase buza aia. Da, 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 da. Bă, dar m-a umplut de salivă, știi? Și l-am lăsat aturuit și la un moment dat... Bre, da, mă scuipi. L-a dus și râsul. Și s-a oprit din tiradă. Ce se întâmplase de fapt? Că eu, săracul, mi-am făcut treaba. Ilie Dobre, da, da, Crainicu. Crainicu, da. Radio, scrisese o carte despre Nenuțul Sabău. Și venise, vorbise cu Sabău, a venit și a tras mașina în bază și din portbagaj și descărca ce protocol avea cu, da, cărți. 50 de cărți, Nenuțul, 30, știi? Da. Ei, și Hizo, când a văzut ăla ziarist, da, și ăla, și mai ales, da, că Sabău, da, da, nu mai era nici la somn, îți dai seama că Neaviu nu s-a luat de Sabău, că totuși era un nume mare. Ce a zis? Ionescule, vino-n coasă. Vino-n coasă, la raport. Da, mă albise. Da. Dar și mie mi-a fost și mi-a rămas foarte drag Neaviu.